Când mă uit la păsărica asta, mi-aduc aminte de ce spunea Iisus, să nu ne preocupe veșmintele, pentru că nici pe păsări nu le preocupă straile și Dumnezeu le-a dat un penaj atât de spectaculos. Din perspectiva asta stau și mă gândesc că la momentul ăsta al comunicării de vânzări, am văzut că au apărut pe net o droaie de instructori și mentori de vânzări care mai de care mai mari vânzători și mai garanți ai afacerilor. Oare câți bani au câștigat oamenii ăștia sau câți bani au pierdut? Pentru că pentru a câștiga sau pierde bani trebuie să știi să-i faci. În ambele cazuri. Altfel nu poți vorbi, nu știu cum să spun. Poți invoca regula de aur pe care tu nu o respecti? Când e epoca asta de ipocrizie, de spălătorie, de cap și de tâmpeală, cred că da. De ce nu? În definitiv, parcă nu în doctrina veche comiternistă, bolșevică, se spunea că repetă cu insistență, sau la naziști, repetă cu insistență o minciună până ea devine adevăr. Ei bine, să știți că în comunicarea de vânzare se pune problema unei punctualități sau unei acurateți prin intermediul căreia tu știi la un moment dat să-ți faci treaba ca om de vânzări. De ce? Pentru că există prejudecata în societate că cel care vorbește mult este apt și prompt pentru capitolul vânzărilor. Nu este adevărat. În comunicare, la nivel de vânzări cel puțin, tu trebuie să știi să ai acuratețe. Trebuie să înveți să te pregătești ca să-ți poți construi oferta, să-ți dai seama ce este necesar clientului căruia tu trebuie să-i faci oferta pentru a te califica mai departe în detalierea și particularizarea ei. Povestea asta pur tematică, de pe urma căreia dacă vorbești mult înseamnă că faci vânzări sau că ești bun de vânzări, nu este adevărat. Comunicarea precisă este cea care dezvoltă și stabilește punțile de legătură dintre client și vânzător, iar pregătirea este cea care te distinge dintre amator și veleitar și profesionist.